Vorbim de ten. Vorbim de ten și avem un invitat care ne poate spune tot ce vrem să știm despre problemele cu tenul, mai ales în sezonul rece. Lângă noi este doamna doctor Nazila Sachi, să română. Bine ați venit la noi în emisiune. Și avem și noi o problemă, nu neapărat noi cât partenerele noastre, fiind o perioadă de iarnă, sezonul rece, cred eu că asprește tenul. Ce putem să facem ca să combatem problemele cauzate de vreme? Într-adevăr, a venit sezonul rece, așa cum este plăcut, ca să stai lângă o sopă cu un ceai fierbinte. Așa este. Nu e chiar atât de rece pe cât ne-am dorit, dar încă nu s-a terminat iarna și ne mai poate deja o surpriză. Dar este foarte important, pentru că pielea este un organ, atât cât este cel mai mare organ, atât este cel mai delicat și sensibil. Așa că este foarte important să știm cum să ne îngrijim în anuntimpul potrivit și cu produsele potrivit și același cu nutriție și alimentație. Bineînțeles, când vine frigul și rece, pielea devine mult mai uscată și devine mult mai sensibilă. De multe ori poate am zis că până acum am avut o piele foarte normală și ne simțim că acum este foarte sensibilă. Dacă este foarte sensibilă, a devenit mult mai uscată. Și atunci, în perioada respectivă, da, anotimpul când este iarnă, e foarte important să hidratăm. Să fim cu produsele mult mai hidratante și același timp cu anumite proceduri care ne ajută să hidratează pielea foarte bine. Hidratare nu înseamnă neapărat că mă spăl pe față 10 ori pe zi. Nu, sunt tot, nu, tot mai. Este total greșit. Nu e bine să mă spăl cu apă foarte rece pe față dimineața? Nici foarte rece, nici foarte cald. Pentru că... dar la cuvetă vine rece, rece, pe mă trezește așa. Sunt probleme cu radetul și nu e apă caldă peste tot. Trebuie să spăl cu rece vrând nevrând. Da, nu este foarte important apă să fie într-un temperatură încât rezici nici ca să simți acest receală până os, nici atât cât să fie atât cald cât să fie destul de fervite. Deci, chiar asta este un lucru foarte important pentru extremele astea de la frig la rece, la cald, tot este un chestie dăunător și nociv pentru piele, pentru că ne duce spre fisurarea pielii, deshidratarea mai puternică și atunci nici spălarea aia foarte des nu este foarte ok. Să fim chiar foarte atent cu jumătate de oră înainte să ieșim, nu spălăm pe față, pentru că tot este o schimbare de temperatură și nu ieșim de la o temperatură foarte caldă la o temperatură foarte rece. De-aia este foarte important în mediul unde să stăm, mai stăm în scara blocului vreo 10 minute, așa să ne acomodăm și după care ieșim, prindem curaj. Ar fi bine temperatura casei sau camerei, deci unde stăm, să fie într-o temperatură accesibilă, încât să nu fie prea exagerat. Dar care e temperatura cea mai bună pentru ten în pe perioada iernii în casă? Adică cei cam care... un 22-23, deci nu da, mai mult. Da? Deci... Eu, doamna doctor, stau cu 21,5, e bine? Păi e foarte ok. E foarte ok. Vezi, am zis să mai scazi okay. La mine e mai ieftin gigacalorie, eu stau cu 22,5 grade. Are mai mulți bani își permite, eu din rațiuni de economie, ca așa uite, spune ca și eu, să 24, intru și în da. Rațiuni de economie, vă adresez o întrebare. Pe piață sunt tot felul de creme, cremuțe, soluții. Cu ce ne putem trata fața pe acasă de prin frigider, de prin, adică, uite, văd castravete, miere, cafea, scrub, nu știu, sunt chestii care ajută iarna la piele și le găsim prin frigider deci, sau prin piață? Se poate să ne ajută chiar alimentele care sunt, au un efect de hidratare, așa cum prin calea oral, cum alimentație de consumabilă, care consumăm și așa este foarte important și contactul lor direct cu piele, bineînțeles castravețul, avocado, miere, albușul de ou, galbenușul de ou, ulei de măsline, deci sunt lucruri care se poate fi folosit. Le tunăm așa ca la salată sau cum? Nu neapărat, se poate face un mixaj ca un fel de mască și se poate fi aplicat pe față. Dacă pun niște felii de castravete și pun ulei de măsline, aș pune și un pic de sare. Exact. De pâine, mânca la mamă. Și am mânca cu poftă. Adică a stat cu ele pe față vreo 5 minute, după care le-aș și mânca. N-ar fi... E adevărat că dacă ne dăm pe față cu suc de țelină, ne întărește musculatura feței? Toate alimentațiile, mai ales pe culor vers, ca să zic așa, într-adevăr sunt foarte ok. Bineînțeles, o mixare de a lor, de a face un fel de mască, sunt foarte rănitoare pentru că conțin foarte mult vitamine și aminoacizi și proteine cât pot să fie ajutor pentru organismul nostru. Chiar este recomandat pentru că noi deasupra pielii avem un strat hidrolipidic care de multe ori trebuie să fie păstrat. Deci asta are un efect de a proteja pielea față de microorganisme, bacterii sau microbi care sunt în aer. Și ce se întâmplă în perioada de frigu, acest strat cam aproape se duce, se distruge. Și atunci este foarte bine să aplicăm produse sau alimentare
educație, să o să zic, prin consum, să înlocuim acest strat care este pierdut, pentru că are un rol foarte bun deasupra pielii noștri. Și de-aia este recomandat în perioada de iarnă să fie folosit produsele care sunt mai gras, mai uleoase. Și cei care sunt mai durdulii, așa sunt mai avantajați. Femeile în vârstă au o problemă cu boala, problema aia cu peroza, pe care tot o auzim, tot o întâlnim în ultima vreme. Aceste femei sunt la rândul lor afectate iarna și ce trebuie să facă? După o vârstă, noi pierdem apă din piele, cum ar veni. Deci apa care ne hrănește ne dă hidratare și de-aia este foarte important pentru aceste oameni să consume minim 2 litri de apă pe zi și asemenea deci în perioada de iarnă se protejează de, cu cremele care sunt foarte cremoase, uleoase și sunt foarte, foarte nutritiv pentru piele și se îngrijește cu contactul de frig. Deci e foarte important acest persoane să aibă și un consult chiar la un medic de specialitate ca să-ți folosească produse potrivite, pentru că persoana respectiv care sunt în vârstă și copiii care au o piele atopică sunt predispus ca să se facă chiar probleme mult mai grave la piele în timpul de iernii. Cu contactul de rest. Am și o întrebare în afara subiectului. Numele ăsta al dumneavoastră, din ce zonă istorică a țării sunteți? Dacă, adică din Ardeal, Banat, Maramureș, de unde? Eu sunt din Turcia. Din Turcia? Turcia. Da. Bă, și de câți ani ați venit în România? 27 de ani. Vezi cât de bine vorbește? Mai sunt mici... Creșel, gramatică. Deci știu. Dar totuși de 27 de ani, că de la un an ați venit, de când ați venit în... Nu am venit de un an, deja aveam cam 19-20 de ani când am venit. Ia uite ce înseamnă, doamna doctor. Da. Fă un calcul, numere pe degete că... 43, haideți că spun ca să fie... Stai mă, că eu nu număr, pot să număr și pe degetele de la picioare. Da. Da. Doamna doctor, ce să zic? Doamna doctor. Da. Deci mă iertați, o să reurmăresc materialul ăsta să văd cu ce vă dați pe față și cu ce vă... Păi e bine, da, rău. Auziți, știți ce? Noi avem un casting de asistente. Dacă doriți în timpul liber să veniți și la noi emisiune, că... Adică... Mulțumesc, mai vorbim și despre piele, mai dansăm, mai zicem horoscop o vreme. Mersi mult, cu mare plăcere. Vă mulțumim mult și vă așteptăm cu mare plăcere de fiecare dată, pentru că e foarte important să fim atenți cu noi, să luăm din pripă problemele, pentru ca atunci când ajungem la o vârstă la care natura ne mai ajută, să putem să fim pregătiți să preîntâmpinăm